ne spuneți de ce au fost ridicați clienții? Au fost ridicați în vederea cercetărilor. Urmează să fie conduși la parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. Deocamdată clientului meu nu i s-a adus la cunoștință că ar fi învinuit de ceva. Pentru moment ni s-a spus doar că se fac niște verificări cu privire la încasările pe care le-au avut. A făcut aceste verificări, am înțeles că au ridicat și unitățile de calculator. Da, așa am înțeles și eu, că s-au ridicat și unitățile de calculator, s-au ridicat sumele încasate și urmează în continuare să se facă audieri. V-au spus dacă există diferențe între încasări și... Nu, nu ni s-a comunicat acest lucru. V-au spus și dacă a fost depus o plângere sau ceva? Nu, nici acest aspect nu ni s-a comunicat. Dumneavoastră, ce ați vorbit cu clientul dumneavoastră? Ce v-a spus mai exact? Clientul meu mi-a spus că era de serviciu și la ghișeul lui s-au prezentat mai multe persoane din cadrul Ministerului de Interne care i-au cerut să prezinte încasările și documentele pe baza cărora le-a făcut. Dar nu știe de ce? Deocamdată nu. Presupun că acum la parchet ni se va spune despre ce este vorba. Ei sunt suspectați de luare de mită? Nu știu. Nu v-au spus nici la cum de ce sunt suspectați? Nu. Să ne spuneți numele dumneavoastră. Emil Vucă. Mulțumim. Și o seară cât mai bună.
pungi, nu? Pungi goale. Erau și nu știu pe ce. De ce număr ajungi la mașină? Nu, 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 nu
Să se